Numărul tot mai mare al celor vaccinați determină companiile să renunțe la telemuncă și să cheme la birou o parte dintre angajați. Multe firme caută sedii mai mari de lucru, în timp ce altele reamenajează birourile. Pentru început se va lucra în regim mixt. Ministrul Sănătății, Ioana Mihailă, a mai declarat astăzi că purtarea măștii la birou ar putea fi limitată dacă toți angajații sunt vaccinați împotriva COVID. Cu verde sunt oamenii care vin zilnic la birou. Cu roșu sunt cei care au spus clar că nu vor veni la birou din N+1 motive. Cu albastru sunt cei doi care încă nu și-au exprimat nicio opțiune. Galben sunt oamenii care vor să vină de 1-2 ori pe săptămână la birou. Planul din această companie de marketing digital a fost făcut în urma unui sondaj intern. Mai bine de 30% dintre angajați s-au întors la birou, cei mai mulți la contabilitate sau financiar. Firma permite în continuare munca de acasă, însă prezența este obligatorie atunci când sunt organizate cursuri de perfecționare. E mai comod să lucrezi de acasă, că te trezești și dai drumul la calculator și nu mai pierzi timp în trafic, dar și socializarea e foarte importantă. În acest moment luăm în considerare să luăm un birou ceva mai mare, iar oamenii să aibă mai mult spațiu la dispoziție pentru a putea lucra în siguranță. În schimb, această companie de recrutare a amenajat birouri individuale pentru angajați, iar oamenii vin prin rotație la sediu. Venim în funcție de întâlniri, de interviurile pe care le avem programate, deși suntem toți vaccinați. Ușor, ușor și zona Pipera începe să se anime, însă aici își au sediul companii cu sute sau chiar mii de angajați. O revenire totală este preconizată abia în toamnă. Asta și pentru că urmează o perioadă de concedii după un an plin de restricții. Într-un call center fiecare vorbește la casca lui cu clienții respectivi. De ce ai face într-un spațiu comun ca toată lumea să se audă cu toată lumea? Nu e mai ușor să faci fiecare să facă de acasă cu clienții respectivi, timpii sunt ascultați, sunt indicatori clari de performanță acolo. De ce ai aduce 500, 1000 de angajați dintr-un call center înapoi la birou dacă ei reușesc să desfășoare activitatea foarte bine de acasă. Angajații își doresc un program de lucru care să le permită atât munca de acasă cât și cea de la birou. Potrivit unui studiu internațional, peste jumătate dintre salariați și-ar da demisia dacă nu li s-ar oferi flexibilitate după pandemie. De acasă n-aș putea să lucrez. De ce? Nu știu, ceva ca să mă distrage. E mai bine la birou. Eu lucrez de acasă și o să lucrez de acasă în continuare. Indiferent că muncesc din propria locuință sau vin la sediul companiei, pandemia i-a motivat pe angajații români. Anul trecut au fost singurii la nivel european care au depășit pragul celor 8 ore de muncă pe zi. În top suntem urmați de bulgari și sloveni. La polul opus, cele mai reduse durate de muncă săptămânale au fost înregistrate în Olanda, Austria, Italia sau Danemarca. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV Plus.